Politicianul și soția sa, Mihaela, sunt căsătoriți de peste 30 de ani și formează unul dintre cele mai apropiate cupluri din industria de divertisment. Se spune că în spatele fiecărui bărbat de succes se află o femeie puternică, iar Mihaela Joană, soția secretarului general adjunct al NATO, Mircea Joană, este un exemplu elocvent în acest sens. Mihaela este femeia care conduce cu o mână de fier afacerea familiei Joană. Cei doi s-au cunoscut într-o excursie de schi la Predeal, în vacanța universitară. Soția secretarului general al NATO este binecunoscută în mediile sociale metropolitane pentru numeroasele sale proiecte caritabile, în special în domeniile educației, sănătății și culturii, în cadrul Fundației Renașterea, pe care a înființat-o în 2001. Mihaela și Mircea Joana au împreună doi copii, Ana Maria și Alex. Amândoi au absolvit școala americană din București și au urmat cursurile universității din Pennsylvania. Alex a studiat tehnici de afaceri, iar sora lui a studiat medicina. După absolvirea universității, Ana s-a mutat pe coasta de vest și s-a stabilit. Între timp, Alex s-a întors acasă la începutul pandemiei și a lucrat ca și consultant pentru o companie din București.